Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Urs, urmăriți Sfatul Țării, bună seara! Oricât de alertă nu ar fi rutina politică din Republică, în această săptămână flancată de Ziua Independenței și inegalabila zi a limbii noastre, cea română, nu trebuie să uităm că neamul românesc s-a născut creștin și pentru că astăzi credința și încrederea în unirea de mâine sunt niște stări de spirit imperative pentru toată suflarea românească, vă invit să salutăm prezența în platoul 10 TV a unui preot de o valență umană și intelectuală extraordinară, Părintele Vasilie Antonie Tămaș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că a hrăzit să fiu pentru prima dată astăzi în Basarabia. Părinte, până începe emisiunea, care este deja începută cu ajutorul Dumnezeu, vreau să dau citire unui poster pe care ați făcut-o pe o rețea de socializare. Un dor Basarabia. Mâine, 30 august, voi păși pentru prima oară în Basarabia. Voi lua cu mine un tricolor, o mână de cărți, câțiva prieteni de nădejde și toată dragostea din lume. Dragi frați basarabeni, ne vedem la Bucfest Chișinău. Sunteți pentru prima oară în Republica Moldova. Așa este. Cum vă simțiți? Cel mai mare dor al meu, precum vierul tânja după țara mamă, spunând că unii și-au dorit să ajungă în cosmos, iar el și-a dorit să treacă prutul. Iată că vierul a trecut prutul înspre dreapta. Iar eu astăzi, pentru prima dată, după câteva ore foarte emoționante, am reușit să-l trec înspre frații din Basarabia. În momentul în care am pășit în vamă, bine, în această vamă nedreaptă, am simțit practic că toți sfinții din cer sunt cu mine, sunt cu frații mei buni români alături de care am venit, pentru a participa, printre altele, și la Târgul Internațional de Carte de la Chișinău, Bookfest. De aceea o să adresez de la început scuze privitorilor pentru simplu fapt că nu sunt în reverendă, deoarece am fost nevoit, am fost ghidat de tot ce e mai sfânt și mai iubitor de neam și țară înspre studioul emisiunii dumneavoastră, domnule Anatol Ursu, și am venit exact așa cum am fost îmbrăcat la Târgul de Carte. Este în regulă, cel puțin pentru telespectatori, cred că nu vor da o foarte mare importanță acestui fapt, pentru că contează omul, valoarea umană și nu haina. Sunteți un adevărat patriot, un patriot clasic al neamului românesc, prin activitatea pe care o purtați, prin postările publice pe care le faceți, prin discursurile pe care le țineți, prin toată activitatea pe care o aveți. Ce vă ghidează atunci când mergeți în biserică, inclusiv să vorbiți despre unirea Basarabiei cu România? Sunt român și ca român mă socot buricul pământului. Că dacă n-aș fi român, n-aș fi nimic. Nu mă pot imagina german, francez, englez, adică nu pot extrapola substanța spiritului meu la alt neam. Sunt român prin vocație și tot ce gândesc devine românesc. Acest citat este din Petre Țuțea, eroul, sfântul românesc contemporan. Și iată că mie mi se pare că doza de românism pe care o avem în noi nu este niciodată limitată. Ea este într-o continuă creștere și eu nădăjduiesc că voi ajunge un bun român numai în momentul în care România mea va fi din nou mare. Și de foarte multe ori cei care s-au născut într-o Românie mare poate n-au reușit să prețuiască aceste hotarele normale, firești, ale țării, dar noi, regăsindu-ne, nu, la mijloc de râu, pentru că prutul, așa cum foarte frumos spune Vieru, așa cum Ion și Doina Aldea Teodorovici, apostolii, mărturisitorii limbii române, peste timp au spus, această apă în ștreang nu va reuși niciodată să curme sau să taie elanul românesc de reîntregire. Practic, România este o jumătate de inimă, iar Basarabia este o altă jumătate de inimă. Și niciodată o mamă nu va putea fi împăcată sau fericită, indiferent de organizațiile de natură europeană sau mondială în care vom intra, fără fica mult iubită și uitată, poate, într-un est mai roșiatic al Europei în ultimii ani. Vreau să urmărim un scurt material video în care apăreți chiar dumneavoastră, după care revenim la discuția pe care o avem. Urmărim materialul. Începe
vețitor, vețitor, pentru-l nostru fiitor. Să-ți aducem vețitor, vețitor, pentru-l nostru tricolor. Mândru-l nostru tricolor, îl țineți și în acest video. Cât de des sunt... au loc astfel de evenimente sau cât de des vă prind astfel de evenimente în cercul organizator? Acum, deși pare într-un fel impropriu, eu cred că reușesc să sărut tricolorul Sfintei noastre Românii mai des decât icoana Mântuitorului. De ce? Pentru că, iată, fiind preot într-o parohie rurală, de unde nu vreau să plec, cum ar spune unii, nici în ruptul capului, pentru că sunt un țăran și mă consider un țăran, chiar dacă studiile mele au fost... făcute în anumite urbi mai vizibile din România. În fiecare zi mă închin în fața statuii lui Avram Iancu, în fața bustului lui Nicolae Bălcescu, în fața troiței eroilor neamului pe care am ridicat-o în curtea Sfintei Biserici din satul Vâlcele, județul Covasna. Și tricolorul este pretutindeni alături de mine în fiecare acțiune pe care o desfășor pe plan național sau internațional. De ce? Pentru că, iată, un creștin are ca marcă, dacă putem să spunem așa, îl are ca brand, transpunând într-un fel, într-un ritm modern acești termeni, pe Dumnezeu, da? Creștinismul înseamnă Hristos, înseamnă dragoste, toate acestea sunt sinonime într-o teologie spirituală, tradițională a românului. Iar eu niciodată nu voi putea afirma că sunt român lăsând la o parte tricolorul. Chiar dacă tricolorul românesc câteodată și-a mai pierdut din sobrietatea culorilor datorită anumitor intemperii. Aceste acțiuni pe care le fac, să știți că niciodată nu le-am programat. Ele intervin. Chiar dacă o să vi se pare un pic neadecvat pentru un preot, reamintesc acest preot fiind un țăran autentic din părinți maramureșeni, pe casa vecinului meu din fața bisericii, de fapt pe spatele casei, am scris foarte mare Avram Iancu suntem toți. Și într-adevăr, punând în var și niște aracet, vecinul nu cred că va putea în următorii 50 de ani să șteargă ce am scris pe casă. Mi-a dat și binecuvântarea, dar numai după ce am scris. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru foarte important. Tricolorul ne unește. Limba noastră este tricoloră. De ce? Noi nu putem spune, am văzut că există foarte mulți oameni bine cultivați în universitățile vestice care vorbesc, care fac o diferență între limba română și o așa zisă limbă moldovenească, păi până la urmă tu ești frate, eu sunt frate. Iar dacă cuvântul frate, cuvântul dragoste și cuvântul mamă sunt la fel, să nu uităm că aceste trei culori sfinte spirituale, pentru că dragostea, frățietatea și mama sunt trei culori sfinte spirituale, da? Încununate fiind și plecând efectiv de la Dumnezeu Creatorul. Această treime sfântă românească. Și atunci, normal că în toate acțiunile pe care încerc să le întreprind în măsura posibilităților mele, în măsura limitelor mele intelectuale, sociale, de timp sau de spațiu, reprezintă marca, standardul, brandul patriotismului. Acum, nu pot să mă declar un mare patriot. Știți de ce? Pentru că un mare patriot devii în momentul în care reușești, în momente de cumpănă, să te sacrifici pentru țara ta, precum Hristos a sacrificat pentru biserica sa ca să o sfințească. Fiindcă un pământ sfânt, românesc, unit, mare și fertil, să nu uităm că foarte multă lume se întreba de ce pământurile României sunt atât de fertile. Vă spun eu de ce. Aici nu cred că mai contează toate îngrășămintele bine combinate. Au fost fertilizate de sângele nostru, de sângele străbunilor noștri, care este pigmentul care nu va dispărea niciodată. Este materia sfântă, divină, harică, care va păstra tot timpul pământul românesc fertil. Și da, în măsura în care pot, cu această ocazie, dacă îmi permiteți, aș vrea să invit pe dragii noștri telespectatori de la TV și de pe internet să intre pe umila mea pagină, Vasile Antonie Tămaș, o pagină a unui țăran, unui preot simplu de la țară, care încearcă
în puținele dăți în care încearcă să facă bine, să îi facă pe toți să știe că tot ceea ce e românesc nu pierde. Da, dacă tot veni vorba despre pagina dumneavoastră, pentru că urma să discutăm și despre ea, când v-am cunoscut, când am avut fericită ocazia să vă cunosc, la Izvorul Mureșului era închisă. De ce? Așa este. Este o vorbă la noi în popor, pe care sigur o știu și frații români din Basarabia. După pui de moroșan să nu dai cu bolovan, că dacă li nimeri, vai de capul tău a fi. Ei bine, în momentul în care demnitatea națională, în momentul în care simbolurile, biserica, limba, sfinții mei, sunt pângăriți de anumite legiuni cu puteri malefice, demonice, negative, pentru că, iată, în scrisoarea a treia, Eminescu introduce în glasul personajului Mircea cel Bătrân următoarele cuvinte. Tot ce mișcă în țara asta mi-e prieten, numai mie răție dușman este. În momentul în care cineva încearcă să lovească în simbolurile mele naționale, în momentul în care cineva încearcă să defăimeze starea mea de românism păstrată așa cum s-a putut de-a lungul veacurilor, datoria mea ca preot este să reacționez. Și după cum bine știți, permițându-mi să nu mai pomenesc anumite nume de persoane care nu-și pot avea locul în acest studiou sfânt al Unirii, pentru că, iată, asta este până la urmă, în momentul în care s-au făcut anumite declarații referitoare la centenarul Marii Unirii, referitoare la Sfânta mea țară, eu am reacționat. Eu am reacționat poate un pic mai dur. Țara știe despre ce este vorba, dar sunt fericit că am apărat, așa cum am putut, din colțul meu de țară și de sat, demnitatea românească. Și într-adevăr, pentru câteva zile am preferat să ies din spațiul virtual, liniștindu-mă și încărcându-mi energiile pentru a continua poate și mai puternic și în spațiul virtual, dar cum este mai important, în cel palpabil social. Ați preferat sau vi s-a spus? Iată că aceste căi ale Domnului sunt adeseori pline de surprize. Să spunem că am preferat printr-o liniște pe care am încercat să mi-o asum. Veniți din Covasna. Ce înseamnă să fii preot român în Covasna? Este o minune. Are legătură cu precedenta situație cumva? Desigur. Să știți că preoția, în primul rând, este, până la urmă, din punct de vedere al bărbatului creștin, apogeul vieții. Preoția este o taină care este primită de anumiți oameni aleși. Acum, din marea mila lui Dumnezeu, iată că și eu, nevrednicul și păcătosul, am ajuns acum 2 ani să primesc această sfântă taină din partea preasfințitului Părinte Andrei, episcopul Covaznei și Arghitei, din a cărui binecuvântare am venit în Basarabia și am reușit să aduc o parte din inima mea și să o plantez aici, chiar lângă bustul lui Vieru, al lui Păunescu, al lui Goga, de pe Aleea Personalităților, dacă nu greșesc. Aleea Clasicilor. Aceea, da. Clasicilor, în cerere. Da. Preoția este o taină și o vocație. Eu cred că în momentul în care terenul din jur nu este foarte fertil pentru a propovădui în liniște, în pace și într-o oarecare sobrietate dogma creștină, dragostea și pe Hristos, atunci preotul este nevoit să lupte. Și această luptă pe care o duc și frații noștri preoți din Kenya și frații noștri preoți din Japonia, pe care au dus-o și frații noștri preoți din China, care, uite, au fost omorâți atunci în 1900 la răscoala boxerilor, o purtăm și noi în Covasta, în Harghita și până la urmă în toată țara. Nimeni nu va putea niciodată să răstoarne dogmele bisericii, nimeni nu va putea să biruiască dragostea. Însă, de foarte multe ori în istorie, trupurile firave ale românilor, preoți fiind ei, au fost adeseori zdrobite de cei pentru care dragostea a fost și poate este în continuare un lucru străin.
Spuneați că ați apărat centenarul prin postare pe care ați făcut, inclusiv centenarul prin postare pe care ați făcut-o. Ce înseamnă centenarul pentru un preot venit din țară și ce va însemna centenarul pentru întreaga suflare românească? Da. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, eu poate nu i-aș spune centenar. Ce înseamnă eternitatea pentru un preot? Fiindcă românismul este etern. Românismul n-a avut niciodată un început, nici de cum în secolul al XX-lea. Românismul este o eternitate. De când am fost noi plămădiți, s-a știut că vom fi români. Și iată că centenarul pentru mine este într-adevăr un motiv de sărbătoare. Este o înviere continuă a neamului românesc prin Hristos. Dar să nu uităm că și acum 500 de ani, și acum 1000 de ani, și acum 2000 de ani, noi am fost tot aici. Și aș prefera să numesc acest moment de mare noblețe spirituală și pământească eternitatea Marii Uniri. Pentru că niciodată o semnătură dată la repezială, într-un anumit context istoric, niciodată o stare de spirit mai prielnică sau nu a unui lider nepăsător față de durerile țăranului român nu vor putea schimba sau tăia sau îngrădi tot ceea ce este românesc. Să nu uităm că aici, în Basarabia în special, fiecare om pe care îl întâlnesc este un martir. Este un român care oferă exemple de biruință și de demnitate tuturor. Iată că după o presiune atât de mare, după ce foarte multe forțe oculte au încercat să zdrobească, să taie sânul Basarabiei pentru a nu-și mai putea lăpta proprii prunci români, creștini, Dumnezeu n-a lăsat niciodată această țară. Marile imperii au căzut. Au căzut imperii care erau ca întindere de 400-500 de ori cât Basarabia. Acestea au căzut. Dar un pumn de viață divină românească nu a putut pica niciodată. Și mai mare mi-a fost bucuria când astăzi, fiind prezent în Chișinău, la biroul fratelui meu, Constantin Codreanu, a domnului deputat, am avut un om extraordinar și un lider de marcă al românilor de pretutindeni. Și un om care mi-a readus mie încrederea în o politică corectă, normală și firească purtată prin demnitate și strictețe. Am avut ocazia să vorbesc cu domnul Vlad Cubreacov, care cu foarte mare bucurie mi-a dat vestea divină, minunată, a faptului că românismul este în Basarabia într-o continuă accelerare. Și crește. Și am găsit Chișinăul, indiferent ce ar spune foarte mulți, pe la toate televiziunile lumii, fiindcă noi românii n-am fost niciodată vorbiți de bine, dragostea nu va putea fi vorbită de bine decât de cei care nu înțeleg. Iată, Chișinăul este un oraș pur și frumos românesc. Un oraș în care eu m-am simțit mai acasă decât în București, mai acasă decât în alte mari orașe ale țării. Un oraș cu o încărcătură emoțională atât de puternică, încât în momentul în care am ajuns în fața statuii marului voievod Ștefan cel Mare și am pus întrebarea, nu aici au fost depuși Ion și Doina Teodorovici înainte de înmormântare? Mi s-a răspuns afirmativ și în acel moment am simțit că pietrele acelea din modelul de pe jos s-au înmuiat și tot duhul lui Ștefan a curs nu numai peste mine, ci peste toți cei care au fost pentru prima dată în fața acestei statui. Sunt momente pe care, de emoție, pe care le-am mai trăit numai la nașterea fetiței mele, Maria Elisabeta. Iată că astăzi eu am renăscut din nou în Basarabia și sunt sigur că și cu modesta, mica, infima mea contribuție vom putea cât de curând să trecem prutul fără să scoatem din buletin, din pormoneu buletinul. Să sperăm că se va întâmpla așa. A avut loc recent Alianța pentru un Centenar, a fost constituită Alianța pentru Centenar de către o sumedenie de organizații unioniste și nu neapărat unioniste, care au înțeles că
Este normal că următorul proiect de țară să fie unirea Republicii Moldova cu România. Este normal ca România să depună eforturi în acest sens. Este normal ca cei din Republica Moldova să o ceară, iar cei din România să o ofere. Vom reuși să avem un proiect de țară în care să antrenăm toate forțele, inclusiv Mitropolia? Da. Să știți că între cele 100 de organizații a fost și asociația mea, Asociația Voievozii Munților din Vâlcele. Și iată că după foarte mulți ani de suferință politică în ceea ce privește situația românilor de pretutindeni, după foarte mulți ani în care am trimis în țările, în provinciile istorice române, oameni care poate nu au avut ce căuta acolo, și mă refer în special la demnitari mari din stat, la miniștri, care nu au dat dovadă de demnitate în foarte multe situații. Astăzi avem, și eu nu sunt, eu sunt apolitic, dar din punct de vedere politic, pentru că îmi permit să comentez, coborând și în societate, nu? Un preot trebuie să fie și al societății. Avem lângă noi niște oameni care mie mi-au redat încrederea în unire. Prin ei, unirea devine mult mai apropiată. Dacă o să-mi permiteți să-i menționez pe acești oameni, siguranță. În primul rând vreau să încep cu un om care mie mi-a schimbat foarte mult părerea și m-a făcut să lupt. Voi vorbi despre George Simion. Un om cât un munte. Un om pe care eu l-am considerat și pe care l-am declarat ca fiind românul anului 2017, peste tot pe unde m-am dus, fiindcă, iată, dintr-un băiat simplu din Vrancea, câtă putere a putut să izvorască și cât de mult a putut însemna această persoană, adeseori obosită, flămândă, pusă pe drumuri de un ideal național. George, mă adresez pe această caleție și să fii convins că toată dragostea și susținerea noastră a românilor există. Voi vorbi despre și îl voi menționa din nou pe fratele Constantin Codreanu, un tânăr cum eu nu am mai văzut. Un om cu un discurs extraordinar, un om citit, un om calculat și un om care a acționat atât de bine și atât de mult în ultimul timp, încât dacă am avea încă 10 ca el în Parlamentul României, cred că la 1 decembrie 2017 am fi strigat ura pentru unire. O să-l menționez tot aici și pe fratele Eugen Tomac, un om care de foarte multe ori a participat încă din la începuturile sale politice la toate acțiunile de reunificare și care a făcut foarte mult pentru toți românii din provinciile istorice și din afara granițelor țării. Vă mulțumesc, domnilor! În același timp, vreau să vă spun că această alianță pentru centenar este practic un buzdugan prin care tot ceea ce înseamnă denigrare sau negație va fi un lucru zdrobit. Această alianță reprezintă un foarte, foarte, foarte mic cumul, pentru că eu știu și sunt convins că deși toate sau foarte multe dintre sondajele acestea mincinoase făcute de către neromâni, și spun neromâni pentru că niciodată să fiți convinși că niciodată nu vor dori unirea cu Basarabia numai 50% dintre români. Nu este un lucru fals. Eu v-am spus înainte de a intra în emisiune, la mine în parohie, la mine în sat, sunt aproximativ 1500 de oameni. 1490 își doresc unirea cu Basarabia, iar ceilalți 10 nu pot declara lucrul acesta, fiind bolnavi, eventual într-o stare avansată a bolii, neputând vorbi sau scrie. Frați basarabeni, am venit în Basarabia spunându-vă foarte clar să nu vă mai uitați la toate sondajele făcute în pripă peste noapte și la toate interviurile luate pe stradă oamenilor selectați anume pentru a vorbi de rău acest demers. Nu! 98% dintre români doresc unirea cu Basarabia. Ei o doresc. Da, de foarte multe ori această acțiune nu este adusă în prim plan. Pentru că de foarte multe ori într-o democrație privită și primită ca un haos, nu suntem direcționați spre faptele normale, de demnitate, de românism. Dar să știți că toată România vrea unirea cu Basarabia.
Vă iubim din tot sufletul nostru. Toate aceste declarații vin dintr-o înrăurire de sentimente. Nu vin nici de cum dintr-o presiune pusă pe noi de către nimeni. Pentru că suntem liberi. Dragostea este singurul sentiment liber. Ura nu poate fi liberă. De ce? Pentru că ura este prinsă în mrejele deznădejdii și a păcatului. Părinte, vreau să urmărim inclusiv un material despre această alianță care a avut loc la Parlament, care s-a constituit în camerele Parlamentului, după care revenim cu discuția, inclusiv despre cărțile pe care le avem pe masă. Urmărim materialul, după care venim. Românească și cred cu sinceritate și acum că va fi cazul mai devreme sau mai târziu. Dacă statul român a făcut suficient pentru acest ideal al unității românești, vorbind acum de Basarabia, categoric nu. Dacă a făcut anumite lucruri importante, unele știute, altele mai puțin știute, categoric da. Dacă este loc de mai bine, întotdeauna este loc de mai bine. Un singur popor trebuie să trăiască într-aceeași țară, nu în două state diferite. Nu trebuie să mai existe granițe între frați, iar idealul, practic până la urmă, reprezintă faptul că o Românie reunificată înseamnă o putere în sud-vestul european, înseamnă o putere la Marea Neagră, înseamnă un aliat mult mai puternic pentru NATO, înseamnă un partener mult mai puternic pentru Uniunea Europeană. Unirea este ceva firesc. Ori și în Sfânta Scriptură scrie că toate neamurile trebuie să trăiască împreună. Ori Basarabia este un pământ românesc care a fost răpit și uitat să fie adus acasă. Cetățenii din Republica Moldova, care în mare parte sunt și ei români și au parcurs aceleași etape de constituire a națiunii române, au fost abandonați și lăsați în afara Uniunii Europene, într-un stat în care domină corupția. Unirea trebuie să fie făcută din adâncul inimii noastre. În primul moment trebuie să fie o unire în credință, o unire în simțiri, după aceea să facem o unire din punct de vedere legislativ și să reușim să unificăm și toate teritoriile românești care au fost pierdute și care au fost lăsate pe seama altor state. După pactul de la Snagov, după ce s-a avut acel consens național care ne-a dus în Uniunea Europeană și în NATO, am depășit aceste două obiective. Al treilea, absolut necesar, este unirea, care este inevitabilă și tocmai de aceea suntem astăzi aici, pentru a conlucra împreună cu cele 100 de asociații din România, Republica Moldova și diaspora, pentru a pregăti acțiuni comune pentru a sărbători centenarul din punct de vedere cultural, social și, bineînțeles, economic, că și partea economică este importantă. Românii au avut două lucruri care au făcut diferența. A fost voința proprie și au fost oameni cu viziune. Dacă există o suferință în clipa de astăzi, de o parte și de alta a Prutului, este fie trecerea în linia a doua, fie absența unor oameni de forță în mediul politic, în mediul cultural, cu viziune. Nu oameni necumpăniți, nu oameni nechipzuiți, oameni inteligenți, dar de forță. Și în al doilea rând, fără să cădem într-o altă extremă a religiozității, românii întotdeauna au ridicat ceva trainic atunci când au făcut-o cu credință. Este ceea ce în clipa de față parțial lipsește și într-o parte și în alta a Prutului. Nu înseamnă că va fi mereu așa. Planul de țară, așa cum ar trebui și pe care eu mi l-aș dori, ar fi ca Consiliul Suprem de Apărare al Țării să se reunească și să traseze exact un drum, un parcurs clar pe etape, pe pași, referitor la tot ce înseamnă unire, din punct de vedere administrativ, din punct de vedere economic, din punct de vedere financiar, din punct de vedere politic, trebuie luat acest lucru în considerare, iar ulterior trebuie dialogul purtat, așa cum s-a mai și spus, trebuie purtat cu
cetățenii din Republica Moldova, pentru că până la urmă ei sunt, vor fi beneficiarii a tot ceea ce înseamnă drepturile legii românești, a legii și a drepturilor europene. Din păcate nu văd un proiect de țară încă foarte bine vociferat sau stabilit. După mine, aceasta ar fi acțiuni concrete din partea Guvernului României de a convinge structurile internaționale că revenirea Basarabiei în țara românească este un adevăr istoric, o revenire la normalitate. Pe următorul proiect de țară pentru România trebuie să fie reunirea cu Republica Moldova. S-au realizat două proiecte de țară importante, aderarea la NATO, integrarea în Uniunea Europeană. Acum este clar pentru toți că acesta este următorul proiect de țară care nu mai poate fi amânat. Ceea ce a fost permis altora, și dacă aici ar fi să menționăm cazul reunificării Germaniei cu o istorie dureroasă legată de cel de-al doilea război mondial, nu văd și nu aș putea accepta eu și mulți alți români de ce ar trebui să fie refuzat românilor. Cam acesta a fost materialul pe care am avut al urmării. Tineri de toate vârstele, așa cum obișnuim noi să spunem, nu există oameni bătrâni, există tineri de toate vârstele, care iată și-au spus, și-au prezentat opinia în ceea ce privește viitorul proiect de țară care ar trebui să fie unirea cu Republicii Moldova, cu România. Dacă aveți o părere despre toți cei care au fost acolo, pentru că spuneți și noi știm, dar este foarte bine să audă și telespectatorii, faptul că inclusiv asociația dumneavoastră este una din cele 100 fondatoare a Alianței. Da, o să-mi permitem să am o părere cu privire la ceea ce au declarat cei tineri pe care i-am urmărit, pentru că în ei am eu încredere deplină. Și acest avânt, această putere, această forță cu care ei doresc să înlesnească și să facă, să stabilizeze un legământ trainic pentru unirea firească, este tot ce poate fi mai frumos din punct de vedere al patriotismului. Și iată că acești tineri de 18, de 17, de 20 de ani, de 25, de 30 de ani, care au participat la Palatul Parlamentului la această întâlnire pusă clar sub semnul centenarului, sunt, dacă îi pot numi așa, noi apostoli ai românismului. Nu aș dori să vorbesc foarte mult despre această întâlnire, aș dori să vorbim și sunt sigur că vom vorbi exact în momentul în care primele realizări din rezoluție sau din cele discutate acolo ne vor fi arătate. Și am încredere că în această toamnă se vor face pași mari pentru firească reunificare. Mai am o singură întrebare, după care trecem la cărțile pe care le avem aici. Un aspect destul de important pe care majoritatea cetățenilor din Republica Moldova nu-l cunosc. În Biserica Românească se roagă inclusiv pentru unire. În Republica Moldova se roagă pentru sănătate, pentru bunăstare, pentru înțelegere, pentru dragoste, pentru pace, etc., etc. În biserica din țară se roagă și pentru unire. Cum se face? De unde vine această inițiativă? Dacă a fost cumva, nu impusă, dar infiltrată, să zic, sugerată de cineva, sau dacă într-adevăr fiecare parohie și fiecare preot din parohia sa înțelege și trece prin el acest suflu al unității naționale. Știți de ce este mai aproape acum unirea ca niciodată? Gândiți-vă că zeci de mii de preoți în fiecare duminică la Sfânta Liturghie și alți mii de preoți monahi, ieromonahi din mănăstirile țării, în fiecare zi se roagă lui Dumnezeu pentru unirea tuturor. Această unire a tuturor pentru care ne rugăm și ne referim clar la unirea într-o credință dreaptă ortodoxă și la unirea, la reunificarea noastră sinceră, reală și firească, aceste rugăciuni care ajung la cer reprezintă fundamentul tuturor acțiunilor pe care dumneavoastră în special, iar noi cei mai puțin activi,
le facem în... Nu știu dacă vă puteți încadra în tagma celor care sunt mai puțin activi. Sunteți destul de activ. Sunteți foarte activ. Încerc în măsura posibilităților mele, precum am spus, dar aș dori să confirm și Dumnezeu mi-e martor și parohienii mei sunt martori că deasupra ușii mele de la intrarea în Sfânta Biserică este un tricolor pe care scrie Basarabia, Bucovina de Nord. Este un tricolor pentru că la intrarea în biserică, fiecare dintre noi trebuie să trecem, intrând în casa lui Dumnezeu, pe sub cununa muceniciei celor două românii, acum un pic plecate de acasă, un pic duse într-o străinătate suficient de oarbă. Iată că, după cum am spus, a fi patriot, și din nou nu vreau să mă consider un patriot, ci un simplu țăran care vorbește despre România și despre dragostea de țară, înseamnă luptă. Ceea ce văd eu că se propagă tot mai mult este această noțiune clară de patriotism, de dragoste de neam, de dragoste de limbă, limba care unește, nu? Și care devine tot mai evidentă în fiecare tânăr. Iată că astăzi, trecând prin parcul central, nu? Din Chișinău, prin fața Palatului Parlamentului, pe lângă guvern și prin alte locuri frumoase, pe lângă teatru, am văzut tineri care vorbeau o limbă română curată, autentică, și în ochii cărora eu am văzut clar un viitor românesc veșnic. Aici, în Republica Moldova. Aici, în Basarabia. Republica este un termen din ăsta, mai mult juridic, mai mult administrativ, dar Basarabia română este și va rămâne eterna noastră dragoste și luptă. Și la un moment dat, cât de curând se va termina această luptă și vom putea, nu, precum spune Ion Paladi, să lăsăm cucu să cânte liber, fără să fie îngrădit de aceste hotare nedrepte. Cărțile. Pentru cu ele ați venit sau cel puțin de la Bookfest le-ați primit, ale cui sunt, ce reprezintă, ce găsim în ele și de ce trebuie să le citim? Dragii mei prieteni, iată că eu consider că această a doua ediție a Târgului Internațional de Carte de la Chișinău este dedicată dragostei. Mai mare mi-a fost bucuria și speranța în momentul în care am văzut mulți copii mici de 3-4 ani aduși de mamele lor la acest târg de carte, selectându-și, poate după imagini, poate după intensitatea culorii de pe copertă, cărți pe care părinții le-au cumpărat pentru ei. Și iată că dragostea pentru limba noastră cea română, pentru Basarabia, și ca o paranteză, eu nici nu gândeam că acum o săptămână, că voi fi alături de domnia voastră, domnule Anatol Ursu, în acest studio pe care îl priveam cu... tânjind, nu neapărat după acest blat din studio, dar tânjind după tot ce înseamnă felul în care trebuie să fii român și să ajungi odată în viață aici, precum trebuie să ajungem odată în viață la lucrurile sfinte, la mormântul lui Hristos. Așa fiecare român din România ar fi trebuit să ajungă măcar odată în viață în Basarabia. Și iată că, deși unii au murit plângând, neputând să facă acest lucru, cât de mare poate fi Dumnezeu? Iată că am ajuns în Basarabia, pe care eu o numesc Ierusalimul Românesc. Pentru că aici, practic, au fost răstigniți alături de Hristos, cel răstignit și înviat, atâția martiri și apostolei românismului. Așa cum ați menționat la începutul emisiunii, prin dând citire mesajului postat de mine pe pagina de Facebook Vasile Antonie Tămaș și îmi permit să o menționez, am venit cu niște oameni minunați în Basarabia. Unul dintre ei este poetul Ionel Simota. Poetul Ionel Simota, un om care emană dragoste, un om puternic, un om al cuvântului, un om al artei, un om al credinței, un om al demnității și iată de câte ori voi mai putea repeta toate caracteristicile pozitive și bune care îl remarcă și îl definesc pe acest om ca român autentic dintr-un loc
în care românii se află în minoritate și mă refer aici la județul Harghita din România Mare. Și permiteți-mi să vă prezint pe poetul Ionel Simota, îl puteți găsi la fel în mediul virtual. Pot arăta cartea, da? Da, sigur. Prin pagina de internet Ionel Simota. Una dintre cărți se numește Capitol cu Îngeri și este dedicată tinerilor căzuți, răpuși de nereguli umane, poate, răpuși prea devreme în tragedia din Clubul Colectiv. Este o carte extraordinară, editată la editura Magic Print din Onești în anul 2016, iar în paginile acestei cărți veți vedea împletindu-se viață, moarte, dragoste, sens, cuvânt, iubire, taină, înger și poate chiar demon, un demon alungat din noi prin dragoste. Un al doilea volum pe care poetul Ionel Simota l-a prezentat la Târgul de Carte de la Chișinău este Lecții cu fluturi. Și de fiecare dată eu la rândul meu am fost îndrăgostit în viață și sunt îndrăgostit în continuare de soția mea, de familia mea. Acești fluturi reprezintă efectiv stările pe care niciodată nu le vom putea descifra. Această stare, această furnicătură care cuprinde corpul în momentul în care intervine încununarea vieții, adică dragostea. Și în Lecțiile cu fluturi, Ionel Simota vorbește despre dragostea de țară, de femeie și de mamă, într-un mod în care foarte puțini mai știu să o facă astăzi, într-o Românie căruia au început să-i lipsească mari poeți. Spuneați că vom avea și un moment de recital, dacă aveți pregătite versurile, vă rog mult. Da, eu scriu și încerc prin ceea ce scriu să readuc speranță, poate să readuc lumină, să reaprind candele în inimile celor văduviți o perioadă de flacăra dragostei, de flacăra românismului. Și în data de 22 august, la ceas de amurg, am scris o poezie care se numește Basarabia și cu îngăduința dumneavoastră aș vrea să o și citesc. Basarabia. Pământ ales din alte multe sute, liman de dor și de poveri liman, se cerne noaptea roșiei redute și vei veni acasă peste un an. Îmi strigă sfinții să mai fiu iar sfânt, coboară carul cu eroi la prut, se lasă ploaia toamnei pe pământ și încă mi-e greu să te sărut. Care blestem te-a aruncat departe după frontiera clocotind în sânge și care demon știutor de carte a biciuit copilul meu ce plânge? Pierduta mea, a mea neîmpăcare, mai păsuiește-mă un singur mare post, îmi bate tricolorul în spinare cu suferința știută pe de rost. Iată că au ieșit în cele 3-4 minute aceste versuri din mine și izvorăsc în continuare versuri și sentimente nedescoperite încă pentru Basarabia mea sfântă, Basarabia mea română. Și iată că se ridică efectiv pielea pe mine, simt că pielea se ridică de pe oase, de pe carne, vorbind despre un lucru atât de înălțător încât cuvântul dragoste devine pentru mine astăzi mai mult ca niciodată sinonim cu Basarabia și cu România. Pentru că Basarabia e România. O declarație de dragoste extraordinară pentru tot ceea ce înseamnă românesc în Republica Moldova. Suntem pe final de emisiune. Există un aspect despre care nu știu cum ar trebui să vorbim în termeni religioși, pentru că nu poate exista sau nu trebuie să fie vorba despre o luptă atunci când vorbim despre credințe, despre religii, despre biserici, dar noi suntem precopsiți cu o biserică rusă aici în Republica Moldova, cu o metropolia Moldovei care ține de Patriarhia Rusă și care este o adevărată coloană a cincea a forțelor propagandistice ruse. Metropolia Basarabia a fost desproprietărită de tot ce avea înainte de 91 de către Uniunea Sovietică, de atunci se cam sufocă aici în tentativa de a educa buni creștini, buni români. Care ar fi o normă morală, corectă, de așa zisă luptă, pentru că o punem în ghilimelele de rigoare,
a Mitropoliei Basarabiei. Ce ar trebui să facă Mitropolia Basarabiei, cum ar trebui să acționeze ca să întoarcă românii rătăciți la cuvântul Domnului, la cuvântul românesc. Astăzi, prin mijlocirea domnului deputat Constantin Codreanu și a șefului de cabinet, a domnului Vlad Caragea, am fost primit împreună cu frații mei pentru Hristos români de către înalt preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei, și de către preasfințitul părinte Antonie. Iată că, ajungând în fața clădirii în care Mitropolia Basarabiei își desfășoară activitatea, am rămas surprins. Acea clădire nu este deloc impunătoare. Acea clădire seamănă cu o casă parohială de țară, de undeva dintr-un sat românesc, din dreapta sau din stânga Prutului. Și am citit în ochii blădicii acea suferință, acea stare de veche continuă și acea datorie morală de a duce această cruce a ortodoxiei românești, indiferent de faptul că atât de multe imobile din orașul românesc Chișinău nu au fost date înapoi aparținătorilor de drept, adică nu au fost date înapoi Mitropoliei de Aur, nu? A Basarabiei. Am intrat în paraclisul din incinta Mitropoliei, m-am închinat și am văzut parcă sfinții plângând din icoane. Ortodoxia este una, este mântuitoare. Iată că de foarte multe ori este înțeleasă greșit. Iată că de câțiva ani încoace, un pic mai la nord, frații ortodoxi se omoară între ei. Iată că niciodată nu trebuie să permitem nimănui să ne otrăvească ortodoxia. Ortodoxia trebuie păstrată indiferent, atenție, indiferent că este română, bulgară, greacă, rusă, sârbă, georgiană, armeană sau japoneză, trebuie păstrată cu puritate, cu taină, cu strictețe, cu dragoste și căldură în sufletele noastre. Însă, în același timp, nu trebuie să uităm că de foarte multe ori ortodoxia noastră sfântă este luată și târâtă prin noroaiele propriilor noastre concepții, târâtă prin propriile noastre jocuri și folosită ca o armă de îngrădire, ca o armă de cucerire a unor teritorii sau a unor suflete care nu ți-au aparținut niciodată. Hristos nu trebuie batjocurit. Hristos trebuie respectat și iubit. Respect ortodoxia, o respect pe a tuturor, o cinstesc. Voi săruta cu aceeași umilință și mâna ierarhului ortodox român, și mâna ierarhului ortodox sârb, și mâna altor ierarhi ortodoxi. Dar să nu uităm că și ei trebuie să fie conștienți că frățietatea înseamnă echitate. Și să nu uităm că Hristos mereu a spus că răsplata trebuie să fie dreaptă. De aceea, toate eforturile mitropoliei noastre ortodoxe românești, care nu cere nimic decât ce este al ei, trebuie să fie răsplătite printr-o normalitate. Noi românii nu am fost niciodată un popor de cuceritori. Noi nu am plecat peste alte neamuri, omorând copii în burțile mamelor. Noi nu am omorât bătrâni. Noi nu am omorât invalizi. Noi nu am spânzurat preoți. Dar iată că poate peste noi s-a revărsat din plin acest calvar. Și noi, în primul rând, trebuie să fim un exemplu de demnitate. Și sperăm că prin rugăciunile noastre, toată suferința aceasta care doare, toate acele ziduri ortodoxe românești care acum se află sub stăpâniri poate nefirești, vor reveni în sânul limbii noastre române. Românești, care este patria noastră. Părinte, suntem pe final de emisiune. Un mesaj, dacă tot spuneți că această primă vizită în Republică, în Basarabia, cum spuneți dumneavoastră, v-a marcat atât de mult. Un mesaj pentru toți telespectatorii care ne urmăresc în această seară. Iubiții mei, m-am îndrăgostit în viață de două ori până astăzi.
M-am îndrăgostit de Hristos, pe care am dorit să-L slujesc și să-L urmez dintotdeauna. M-am îndrăgostit de soția mea, alături de care am o fetiță minunată. Iar astăzi m-am îndrăgostit cu adevărat de Basarabia. Și cel mai de preț suvenir pe care îl voi duce acasă din Basarabia nu va fi nici măcar o poză din Cernăuț, nu va fi nici măcar o diplomă, va fi efectiv, așa cum spunea frumos Ecaterina Teodoroiu, pământul sau praful de pe pantofii mei cu care voi ajunge acasă. Și voi reuni și prin acest lucru simplu, dar atât de important, pentru că nu și Hristos realizează minunile tot prin pământ, întorcându-ne la actul creației, voi reuni țara. Iubiții mei, a crede în unire nu este o obligativitate. A crede în unire nu este un lucru care se declanșează la o anumită vârstă. A crede în unire este o normalitate și, până la urmă, această acțiune a reunificării nu este nicio acțiune cu caracter politic, nu este nicio acțiune cu caracter religios, nu. Este o acțiune dumnezeiască și dumnezeirea le include pe toate. Eu cred și vă asigur că toată România își dorește unirea cu Basarabia. Noi știm că Basarabia e România. Iar aici, în Chișinău, am întâlnit astăzi sute de oameni care au împărtășit același crez. Cu putere vă spun că voi fi alături de dumneavoastră pe toată perioada vieții mele, în toate demersurile pentru reunificare. Și îmi doresc din suflet ca anul 2018 să ne vadă înconjurând prutul într-o horă românească firească. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vreau să menționez că vineri voi fi prezent la deschiderea anului școlar, liceul Gheorghe Asachi, român francez Gheorghe Asachi din Chișinău. Și cu această ocazie doresc să îl salut pe domnul director și să salut toate cadrele didactice de acolo, care reprezintă într-adevăr un model de apostolat al neamului românesc. Poate ați observat că am vorbit foarte mult despre apostoli, am vorbit foarte mult despre demnitate, sunt cuvinte pe care le-am rostit de mai multe ori, dar să știți că aceste cuvinte am vrut să le rostesc aici, după ce ani de zile le-am ținut închise în mine, neștiind cum să le zic mai bine de cealaltă parte a prutului. Părinte, vă mulțumesc mult pentru prezența în această seară. Nu știu dacă ați ales aleatoriu sau nu liceul la care mergeți, dar întrebați-l pe George Simion ce conotație are liceul român Gheorghe Asache în această epopee a luptei pentru unire în Republica Moldova, pentru că are un loc deosebit. Este o discuție pe care trebuie să o aveți cu George Simion. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost prezent în această seară. Telespectatorilor nu pot decât să le mulțumesc că ne-au urmărit. Reamintesc că am avut alături de noi un părinte extraordinar, este vorba despre părintele Vasile Antonie Tămaș. Mâine este ziua de 31 august, limba noastră cea română. 10 TV desigur va fi pe ecranele dumneavoastră cu ediții speciale apropo de acest eveniment. Astăzi vă mulțumesc că ne-ați urmărit, respectiv ne vedem mâine. Seara frumoasă!